A fost o perioadă în care a avut o viață privilegiată, a fost contabil a unor firme importante din Bacău, a ajuns însă peste timp să culeagă căpșuni și să spele vase în străinătate. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Timp de 12 ani a încercat să demonstreze că nu a beneficiat de banii pe care șefii ei i-au obținut de la o bancă. Avea 27 de ani când a intrat pentru prima dată în lumea condamnaților. A purtat zeghe și săptămânal era controlată la păr să vadă dacă nu cumva a făcut păduchi. După ani de umilință, a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani și înșelăciune. Împreună cu ea, alte 41 de persoane au fost condamnate și acuzate că au fraudat Banca Transilvania, sucursala Bacău, cu 150 de miliarde de lei. Cine este această femeie și care este povestea ei, aflați imediat. Singurul meu gând către lume este un mesaj de teamă, căci frica uneori îți dă puterea de a învinge și poți spera că e ușor să treci în viață cu teamă. Sunt gândurile unei femei care nu și-a imaginat vreodată că va ajunge în lumea înghețată a condamnaților. Numele ei este Monica Daniela Vascan și are de ispășit o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Avea 27 de ani când a ajuns în fața justiției române, acuzată de înșelăciune și spălare de bani. Era pentru prima dată în viață când se afla într-o sală de judecată. Alături de ea, în boxa acuzaților, mai erau încă 41 de persoane. Monica, alături de ceilalți, au fost acuzați că prin folosirea de documentații incomplete și cu date false, au obținut în mod ilegal credite de peste 150 de miliarde de lei vechi, care au fost folosite în alte scopuri. Timp de 12 ani, Monica și ceilalți acuzați au încercat să demonstreze care este adevărata lor vină și implicare. Condamnata susține că nimeni însă nu a vrut să afle adevărul în celebrul caz al fraudării Băncii Transilvania, sucursala Bacău. În anii de judecată, Monica a trecut de la extaz la agonie. A intrat pe poarta închisorii dezamăgită și îngrozită de anii pe care avea să-i petreacă în lumea celor încarcerați. Se află în închisoare pentru prima dată, iar statutul de deținută îl are de mai bine de un an. Cum e la închisoare? În bună întrebare. Bine, nu pot să spun că mă aflu la Miami, dar este viața obișnuită, numai că ești închis. Nu pot să spun că este extraordinar de bine, dar asta este situația. Mai ales că eu sunt în regim închis. Regim închis presupunea nu ieși în curte decât 2 ore și atât. În rest, ești efectiv închis în cameră. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Primul impact l-am avut în 2001, când am fost arestat preventiv. Deci dosarul nostru este foarte complex. Pe atunci erau acele hăinuțe numite zeghe. A fost un impact foarte dureros. Acum este diferit față de ce era în 2001. Pot să spun că ai hainele tale proprii, deci nu te îmbraci, efectiv te îmbraci cum vrei, normal, în mod decent, nici de cum în fustițe scurte sau în limita bunului simț. Dar este total diferit din 2001. Cum a fost când ați îmbrăcat zeghea? Ce ați simțit? Vă aduceți aminte? Umilință am simțit. Umilință. Pentru că nu vin într-un mediu în care, se spun, am auzit sau am avut în familie cazuri de a fi persoane în închisoare. Deci am avut un șoc, efectiv un șoc, care mi-am revenit foarte greu din el, dar viața te schimbă, îți dă putere. Dar ce s-a întâmplat de ați ajuns aici? Deci, eu sunt de profesie economistă. Firma noastră era o firmă foarte mare, care aducea foarte multe beneficii statului român. S-a ajuns că la un moment dat s-au avut nevoie de niște credite bancare. S-a ajuns a solicita acele credite la bancă. În timp, ne-am organizat mai multe societăți comerciale, am fuzionat, s-au luat aceste credite și, bineînțeles, am fost acuzați de înșelăciune bancară. Dar în ce a constat acea înșelăciune?
În utilizarea creditelor în alte scopuri, spun ei, dar nu a fost așa. Mă rog, este o procedură mult mai lungă. Procesul a durat 12 ani. În acești 12 ani nu ni s-au acceptat doar anumite expertize care au fost pentru PNA, DNA de acum. Și încet, încet s-a ajuns la o condamnare care lasă, nici dacă făceam alte fapte, n-ajungeam să am 10 ani. Monica este cea mai docilă și respectoasă deținută din penitenciarul din Bacău. Îi se spune sereista deoarece nu încălca nicio regulă și are grijă ca și colegele ei să respecte cu strictețe ordinele interioare ale pușcăriei. Monica are 40 de ani. Procesele prin care a trecut i-au schimbat dramatic viața. A fost obligată să o ia pe un alt drum. Familia i-a întors spatele la început. A fost nevoită să-și schimbe meseria. Acuzele care planau asupra ei au făcut ca niciun angajator să nu mai aibă încredere în ea. Pentru a avea ce să le dea de mâncare copiilor, a plecat în străinătate la muncă. Până la condamnarea definitivă, a spălat vase, a cules căpșuni și a făcut curățenie în condițiile în care meseria ei era cea de economist. Povestea venirii la închisoare a Monicăi este plină de pilde. Cum a fost pentru prima dată într-o sală de judecată? Să vă spun sincer, n-a fost foarte greu, pentru că am fost dusă cu cătușele la mână. Fiind într-un crescut, v-am spus, într-un mediu foarte bun, ajungând acolo, nu vă pot explica, nici nu aveam cuvinte și nici nu aveam salivă în gură de a vorbi, de a spune exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Eram atunci și... De fapt, nici nu știam ce se întâmplă, ziceam, nu se poate, eu mâine sunt afară, nu există, este îndreptate. Deci sunt foarte multe de explicat în acest dosar, sunt ani grei de luptă și ani grei de suferință. S-au distrus familii din cauza asta, să v-am spus, suntem foarte mulți în dosar, toți, aproape majoritatea cu condamnări, dar încercăm să mergem mai departe. Cum a reacționat familia? Vă dați seama că i-am distrus. I-am distrus, efectiv. Deci nu aș putea spune că mi-au spus felicitări. Normal, la început au avut o repulsie față de ce s-a întâmplat, dar încet, încet a realizat că, de fapt, totul este un joc, o horă, de fapt. Eu o numesc horă politică, nici de cum. O horă pe care noi am vrut să o jucăm. Dar încet, încet au realizat ceea ce s-a întâmplat, mă sprijin și sunt alături de mine. Pentru mine asta este cea mai mare realizare, indiferent câți ani de suferință mai am de dus de acum încolo. Dar ce s-a întâmplat concret? Deci ați luat niște credite pentru a face ce? Și ce s-a spus? Că pentru le-am folosit în alte scopuri. De fapt, nu era așa. Scopuri care nici până acum, nici în ziua de astăzi, în motivarea dată din alta curte, nu se justifică pentru ce au fost folosite. Deci au fost mai multe societăți care au fuzionat și au dorit să se facă o afacere, mai mult se numea grupul Alcool. Deci vreau să se facă această vinificație foarte mare, să se extindă pe piața românească. Aceste credite încet, încet au început să nu mai poate fi achitate în timp, pentru că erau credite, linii de credite, mai bine zis, cu gaj, având file de cec. Aceste file de cec, în perioada aceea, vorbesc, 2000-2001, știți că sau bilete la ordin, se puteau rescadența sau se puteau, din cauza asta s-a intrat într-o incapacitate de plată, dar nu o plată care nu se putea fi, pentru că erau garanțiile atât fabricile, atât utilajele din fabrică, care până la final s-a dovedit că au fost vândute și recuperate aceste credite. Deci din punctul meu de vedere, acest proces trebuia să fie civil, pentru că nu mă duc eu ca o persoană să iau un credit la bancă fără să pun o garanție. Execut garanția și apoi văd dacă rămâne ceva din acel credit, din dobânzi sau alte dări de plătit. În schimb, nu s-a procedat așa. Efectiv, ne-au luat cu valul, suntem 40, v-am explicat în dosar. Acele credite, bineînțeles, nu au mai putut fi achitate, fiind majoritatea arestat, mai mult de jumătate, am fost arestat atunci preventiv. Și s-a rămas așa, deci ne-au eliberat după 7 luni, 8 luni, ca să ne judecăm în libertate,
Bineînțeles, anumite societăți au început să falimenteze. Sunt societăți care au reușit să plătească până la zi, dar până la urmă tot au primit condamnări. Dar erau mai mult, să zic, părerea mea, ar fi fost un dosar civil, nici de cum un dosar penal. De cum a intrat în lumea încarceraților, Monica s-a izolat în cărți și în gânduri. Condamnarea pe care a primit-o a venit ca un trăznet. A avut senzația că cerul s-a rupt deasupra, iar Dumnezeu și-a întors fața de la ea. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Să vă spun sincer, eu eram în afară. Veneam în țară doar pentru anumite procese. Fiind judecată în libertate, nu mai puteam să profesez funcția mea de economist. Mi-au ridicat acest drept. Am plecat în afară. În afară țineam legătura cu toți cei din grup, pentru că mă interesa efectiv soarta acestui dosar. Am sperat ca la înalta curte de justiție, pentru că vă spun sincer, la tribunalul Bacău ni s-au dat 15 ani, curtea de apel a ajuns la 10 ani și am sperat că la înalta curte vor studia dosarul așa cum trebuie și cum credeam noi de fapt cu toate motivările care le-am adus și bineînțeles cu care și chiar și Banca Transilvania a venit și a spus că ea se retrage din parte civilă, deci nu mai are acea răspundere civilă, pentru că și-a recuperat din toate. Speram să se rămână măcar cu suspendare sau la pedeapsă executată deja în 2001. Dar nu a fost așa. Cum a fost impactul, vă spun sincer, a fost groaznic. Neștiind că vremurile s-au schimbat din 2001 până acum, că nu se mai poate zege, că nu mai e acea umilință de a te controla în cap pentru a vedea de a-i păduchi și alte lucruri care eu le-am simțit atunci pe pielea mea. Am demisionat de unde lucram și m-am predat singura, deci nu am așteptat nici Interpol, nici nimic. Mi-am asumat răspunderea. Ziua în care ați intrat pe partea închisorii, cum a fost? Nu știam ce mă așteaptă. Deci nu știam. Eram efectiv speriată, mai bine spus, decât calmă. Mă gândeam la anii de condamnare, mă lăsam la ce am lăsat acasă, la familie. Ziceam, nu știu cât o să mă poată susține, pentru că fiecare are anumite situații în familie. Și tare a fost destul de greu, foarte greu, nici acum nu este ușor, dar activitățile care sunt și timpul care mi-l petrec eu studiind și făcând alte lucruri, încerc să depășesc momentul. V-a reproșat ceva familia? În 2001, da. În 2001 au făcut un cap, așa. Acum nu, în schimb acum m-au încurajat pentru că și-au dat seama de situația care sunt și mă sprijină. Deci este singurul meu avantaj care l-am și sunt mulțumită și pot să trec mai departe cu speranța că am să ies totuși de aici, că nu am pe viață și am să le fiu eu alături, cum sunt ei acum față de mine. Ce faceți aici de dimineață până seara? Eu vă spun sincer și lucrez, sunt la deservirea mesei. Apoi, dacă nu sunt activități educaționale, citesc foarte mult, îmi petrec timpul, compun, scriu. Ce compuneți? Compun și poezii și scriu și o carte. Despre ce este carte? Despre viața mea personală. Are un titlu? Deocamdată nu, dar cred că am să o numesc Speranța. V-ați făcut prieteni aici? Aici, cuvântul prieten este foarte greu de spus. Avea un prieten înseamnă să-l cunoști foarte bine, dar aici, la greu, cam toată lumea încearcă să... Cred că e mai rău ca afară. Afară ai, poți să alegi, aici nu ai. Noi suntem într-o cameră cu 14 persoane, deci eu cel puțin... E greu să aleg. Sunt culturi diferite, sunt caractere diferite și atunci prefer să mă retrag în colțișorul meu, să citesc, să scriu. Monica își descrie viața cu simplitate, dar cu frustrarea omului încarcerat. Este o femeie care ia viața i-a dat cea mai dură lecție. Este condamnată despre care anchetatorii spuneau că este o excroacă. Au spus de nenumărate ori că ea este cea care a facilitat obținerea creditelor. Au fost convinși că Monica a înșelat cu bună știință.
Cum e să conviețuiești cu atâtea persoane într-o cameră? La început mi-a fost greu, dar am luat-o ca pe o cameră de studente care încearcă să depășească sau să-și pună ofurile sau să mergi mai departe, n-ai încotro. Și cu bune și cu rele. V-am spus, sunt caractere diferite. Ar fi păcat să spun că, da, perfect ar fi persoana respectivă sau suntem într-un ambient nemaipomenit. Nu. Există și certuri. Nu toată lumea e la fel. De la ce se iscă aceste certuri? De la lipsuri. Lipsuri. Iar aici, în primul rând, lipsa cafelei, da, lipsa de țigară, care fumează și se iscă invidia foarte mare, pentru că sunt persoane, cum se spune aici, căutate. În ce sens? Familia vine odată la două săptămâni sau și îți aduce anumite pachete de mâncare, nu? E, de aici se începe. A, tu cu cealaltă ai împărțit, tu cu mine nu împarți. Banalități pentru mine. Deci banalități. V-a schimbat în vreun fel anul ăsta pe care l-ați petrecut aici? Pe mine, da. Am devenit mai răbdătoare, pentru că la început eram mai impulsivă, eram mai rebelă, să zicem așa. Acum nu. Acum am devenit mai răbdătoare, am învățat să ascult, am învățat să nu dau sfaturi, le țin pentru mine, le primesc, le analizez, dar nu le dau, pentru că nu poți aici să știi, sunt sfaturi bune sau sunt sfaturi mai puțin bune. Aici uneori și te închizi, încerci să privești lucrurile cu, eu cel puțin, le privesc un pic mai rece, nu mai sunt așa credulă cum eram. Dar cum e bine să fii aici, să fii o persoană deschisă, să vorbești cu toată lumea sau să te închizi în tine, să devii, nu știu, o persoană introvertită, să stai tu cu gândurile tale? Cu gândurile tale e bine să stai, pentru că îți analizezi efectiv toată perioada care o ai de trecut sau care ai trecut-o. Dar ca să fii deschisă, da, poți să fii deschisă în privința unei cărți, poți să fii deschisă în privința unui cântec, a unei activități. Dar să fii deschisă cu problema ta personală, cu viața ta personală, nu. De nu. Ce? Este o armă împotriva ta? Este o armă împotriva ta, da. Cum poate fi folosită această armă? În toate felurile. Deci, efectiv, este o armă. Deci, e imposibil să nu... Invidia, v-am spus aici, invidia e rege. Nu, n-ai cum. Și atunci prefer să te închizi. Viața ta personală... Poți fi pentru tine, mergi la telefon, vorbești cu familia dacă ai vreo problemă ce ține de tine personal. Dar în rest, poți să fii deschis, nicio problemă. V-am spus, vorbești de un cântec, vorbești de o știre, de un film. Nu te vă reproșați ceva? Da, că am fost prea naivă. Prea naivă. Dar în ce consta naivitatea asta? Nu știu, care a fost concret partea asta? Pentru că eu am fost... pionul principal, să spunem așa, în facilitarea obținerii acestor credite. Și m-am crezut în cuvântul fiecăruia, ca la final tot s-ar arunce cu pietre în tine și rămâi dezamăgit. Din cauza asta poate am devenit și un pic rezervat aici. Nu mă mai deschid cu absolut toată lumea și încerc să-mi fac prieteni. Prieteni, e un cuvânt cam mare pentru mine. Să-mi fac anumite colege... O companie cât de cât plăcută, nici de cum... Monica este mamă a două fete care nu știu că cea care le-a dat viață este la închisoare. A avut cândva o familie fericită, care s-a destrămat însă la scurt timp de la începerea procesului. Soțul, cel pentru care odinioară și-ar fi dat și viața, nu a crezut deloc în nevinovăția ei. I-a întors spatele și a plecat.
a lăsat-o singură cu doi copii. Nu poate spune acum, după trecerea anilor, dacă îl urăște sau îi este indiferent. Știe doar că la plecarea lui a durut-o îngrozitor. Cel în care a avut atâta încredere a lăsat o pradă disperării. Chiar și părinții au acuzat-o la început. Acum sunt însă alături de ea. Mai credeți în oameni? În familia mea, așa de-t. Ce va reproșa concret familia? Știți, în 2001 fetele mele erau foarte mici. Eu am 2 copii. Atunci, fiind foarte mici, poate nu înțelegeau situația. Acum sunt mari, au 17 și 16 ani. Vă dați seama că e foarte ușor acum. Nu mă dai numele pe internet și ți se apare efectiv tot cazierul tău. Cred că mai mult rușine față de copii și aș vrea să nu mă judece copiii, aș vrea să mă judece, m-au judecat deja un procuror și un judecător. Ca să te judece copiii, deja pot să spun că nu mai am viață. În rest, nu, de asta mă feresc, de judecata lor. Dar ele v-au reproșat ceva? Ele deocamdată nu știu nimic, copiii mei, pentru că sunt fete foarte bune, învață foarte bine în școală, părinții mei sunt alături de ele. Ele deocamdată nu știu nimic. Nu știu dacă știu, de fapt, pentru că v-am spus, e simplu să intre sub internet, iar ele cu internetul îl folosesc destul de des. Da, de ce nu știu nimic? Unde? Nu, nu le-am zis. Ele cred în continuare că eu sunt plecată, că vin numai în vacanță, până deocamdată consider eu că nu este momentul de a afla că sunt aici, la 10 metri distanță de ele, că sunt din Bacău. Dar am spus, e o situație mai delicată. Cum credeți că ar reacționa? Nu vreau să-mi imaginez. Nu vreau să-mi imaginez. Cum au fost primele sărbători pe care le-ați petrecut aici? Plângând. Nici de cum cu veselie. Pentru că e greu să auzi copiii că vin la ușă. Eu am prins Crăciunul, da? Și Paștele. Să auzi de Crăciun colindele la televizor și să te gândești că, de fapt, puteau fi copiii tăi care îți bate în ușă. Sau de Paște, ciocnirea ouălor roșii. Nu, sunt groaznice. Mai ales când nu ești lângă familie. Chiar dacă familia îți aduce o pască, un cozonac sau un ou roșu, nu e ca acasă. Cum poți trece peste astfel de momente ca să nu ajungi să clachezi? Eu personal citesc. Eu citesc foarte mult. Mă refugiez în acea carte. Devin eu personajul principal. Și atunci uit din mediul înconjurător. Când ați venit aici, ați fost întrebată de colege ce ați făcut, de ați ajuns aici, le-ați povestit? Ce părere aveau de ceea ce ați făcut? Când am venit aici, făcând carantină, am întâlnit numai persoane recidiviste. Deci, cu anumite fapte care probabil nici n-au înțeles prea bine ce e înșelăciunea bancară, ce e spălarea de bani, deci contactul cu ele nu pot să spun că... Dar, de fapt, nici nu prea m-a interesat opinia celor din jur. Pentru că știam ce am făcut eu și știam cum sunt eu. Deci, nu prea puțin mă interesează că o persoană spune că sunt arogantă sau sereistă, cum se spune acum. Da, acum mi se spune sereism. Pentru că încerc să nu calc nicio regulă a penitenciarului, pentru că vreau acasă. Povestea de viață a acestei femei este una despre renunțări, tristeți, durere și neputință. Este însă și una plină de mândrie și de împlinire. Este destinul unei femei încătușat în mentalități și acuzații. Monica își dorește cu o disperare ieșită din comun libertatea pe care a pierdut-o. Vrea să ajungă mai repede acasă și să-și ia destinul din nou în propriile mâini. De ce vi se spune că sunteți sereistă? Pentru că sunt prea strict legistă. Dacă în legea internă a penitenciarului spune că nu trebuie să scot capul afară, eu nu-l scot. Chiar dacă am nevoie de aer. Dar din ceea ce știți dumneavoastră că ați făcut concret, dacă ați fi fost judecător, ce condamnare v-ați fi dat? Sau exact la fel, mi-aș fi dat exact la fel 3 ani cum s-au dat la administratorii de societate care au utilizat acele credite. Deci în dosarul nostru s-au luat condamnări de 10 ani, moderatorii de credite de 7, de 8 ani
Iar administratorii de societăți care au beneficiat de aceste credite au luat 3 ani, 3 ani și jumătate. Deci dacă aș fi fost eu procuror, diferența dintre mine și celelalte administratori de societate e doar o frază. Omul de încredere a lui. Atât. Și pentru omul de încredere a lui am luat 6 ani și jumătate mai mult decât administratorii de firmă. Atât. Iar dacă vă arăt rechizitoriu, puncte, puncte, lipsesc pagini, numita Vascan Monica a făcut la pagina fila numărul, puncte, 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 căutați. Trebuie să luați zeci de mii de dosare și mii de file. Când ajungi aici în închisoare, contează ce ai fost afară? Are o importanță, nu știu, dacă ar fi... cultura, faptul că ai umblat foarte mult prin lume sau n-ai umblat, contează? Vorbim din punctul de, din perspectivă, din opinia deținutelor sau din opinia deținutelor? Nu cred. Nu mi-a zis nimeni absolut nimic. Niciodată. Nu cred că au contat pentru ele de unde vii. Important e că vii cu pachete. Deci dacă vii cu pachet și ai un bănuț în cont, ești cea mai bună prietenă. Dacă nu ai, ne pare rău, treci și fă corvoada și îți dăm o țigară sau treci și fă tare și îți dăm o cafea sau din jicniri și din alte nu mai scoasă. Deci nu. V-am spus, doar dacă ai pachet. Aici totul este pe avantaj și pe interes. Ce reprezintă locul ăsta pentru dumneavoastră? Pentru mine? Pentru mine oricum este un loc de educare și de reintegrare în societate. Pentru mine am spus de când am venit prima dată. Pentru că mă reeduca înseamnă să mă iei efectiv de la zero sau să-mi explici bunele maniere. Iar eu de astea mulțumesc lui Dumnezeu și familiei mele. Nu cred că duc lipsă. Deci, nu știu. E greu. Credeți că veți ieși un om mai bun sau mai rău de aici? Schimbat, da. Dar nu știu dacă mai bun sau mai rău. Pentru că nu cred că m-ar putea schimba o barieră. O numesc o barieră a vieții mele. Dar schimbat, da. Adică nu am să mai fiu acel tren roșu care oprește la barieră, ci am să fiu un pic grena sau alb. Schimbat. Credeți că vă poate învăța ceva bun închisoarea? Pe mine? Pe oricine, oricine ajunge aici. Pe oricine, pe altele, da. Sunt fete care merg la școală, care... învață alfabetizarea, învață să citească, să scrie, învață efectiv conduita bunor maniere. Da, pentru altele, da. Pentru mine, ce m-ar putea ajuta, cred că m-ar ajuta să cunosc oamenii. Să-i diferențiez, de fapt, față de cum eram înainte. În momentul în care ați fost arestată preventiv, ați imaginat vreodată că s-ar putea să ajungeți în închisoare, nu, să fiți condamnată? Nu. Nu. Niciodată. Credeam că ăla a fost hopul și gata, atât. Știați ceva de închisoare? Nu știam nimic. De fapt, fugeam când vedeam persoane, că am ieșit din închisoare. Oh, mamă mia, ce infractor. Acum nu. Acum privesc cu alți ochi. Pentru că nu pot să catalizez aceeași persoană care a făcut atâta rău, a maltratat sau a făcut cu una ca mine sau cu fapte care se pot întâmpla. Se întâmplă și la case mai mari. Cazuri concrete acum care apar. Lumea care ajunge aici poate fi considerată scursura societății, s-a spus de foarte multe ori, lasă-i, că bine că au ajuns acolo și merită soarta asta. Poate fi considerată așa lumea asta? În opinia mea, nu. Păi dacă noi nu le dăm noi ca societate o șansă, atunci cine le dă? Automat se întorc înapoi. V-am spus, sunt persoane, cunosc persoane aici, în regim închis, care au venit, cred că, de la 14 ani. N-au unde merge. Nu-i ajută nimeni, nu-i sprijină nimeni. Dar procurorii dau condamnări. 5 ani, 7 ani, 10 ani. Ei fac. Aici au o pâine. Încep să se descurce. Aici este viața lor. Dar dacă noi, ca societate, nu le dăm o șansă, bun, ai spășit pedeapsa, perfect.
haideți să facem cum era pe vremea comunismului, treci la muncă, hai să vedem ce ai învățat. Nu, dai drumul libertate. Povestea Monicăi Vascan este una foarte cunoscută în orașul natal, Bacău. Multă lume a arătat-o cu degetul și a vorbit pe la colțuri despre procesul ei. De asemenea, presa a scris sute de pagini despre cazul fraudării Băncii Transilvania sucursala Bacău. Monica nu a plecat însă niciodată capul. S-a considerat vinovată, dar nu așa cum au catalogat-o magistrații. Este convinsă că procesul prin care a trecut 12 ani se putea termina altfel. A făcut cunoștință cu justiția română când avea 27 de ani. La pușcărie a venit la 40 de ani, o vârstă la care mai avea foarte mult de oferit lumii. Cum este lumea asta a condamnaților? După ce reguli se guvernează ea? După regula cine mai șmecher. Dacă ești mai șmecher, o duci bine. Dar dacă ești mai liniștită și mai, vorbesc din punctul nostru, la femeilor, nu știu cum este la bărbați, dacă ești un pic mai liniștită sau nu încerci să-ți pui de la început punctul tău de vedere și ceea ce dorești, ești călcată în picioare. Călcată în picioare de persoanele mai cu experiență, să le numim așa, în domeniu. Vă vedeți rezistând atâția ani aici? Nu. Ați făcut un calcul cât trebuie să stați aici pe chef? Mai am 5 ani și 2 luni. Nu știu. Am să vedem. Să vedem ce o să fie. V-ați imagina vreodată viața de după închisoare? Cum arată ea? Viața de după închisoare? Perfect, mi-a pus o întrebare perfectă. Eu am, după ce am fost arestată preventiv, am plecat în Italia. Acolo, mă spun sincer, am început efectiv de la zero, nu știam limba, am spălat vase, am lucrat într-un restaurant, mi-am luat cetățenia italiană, apoi încet, încet am ajuns să lucrez la Roma, într-un post de televiziune, nu pot să spun. Acolo am învățat să cunosc anumite persoane, să... Bine, au și o mentalitate mult mai deschisă decât la noi. În momentul în care ies de aici, cred că voi pleca înapoi. Voi pleca înapoi și vă spun și de ce, pentru că vreau acest caz, Banca Transilvania, să ajungă mult mai departe decât pe teritoriul României, pentru abuzurile și neregulile care s-au făcut. Dar spus, nu zic că nu meritam condamnare, dar nu condamnare de 10 ani. Nu 10 ani. Sunt care au fraude, fac de milioane de euro și cazuri concrete și acum. Nu vreau să dau un nume în televizor, dar sunt 4 ani, 3 ani, 5 ani. Eu am luat 10. Și numai eu vorbesc de ceilalți colegi de-ai mei din Dosarul Banca Transilvania. Cum e să treci, nu știu, dintr-o lume de la birou în care să fii șef, să coordonezi niște oameni, într-o lume în care să speli vase și într-o lume în care să încerci să te descurci, un străin în lume? Plângeam și spălam vase, pentru că aveam 2 copii acasă care mă așteptau. Eu nu mai eram cu soțul meu. Mă așteptau acasă 2 copii, trebuia să le dau, să le ofer un viitor. Acest dosar mi-a rupt absolut orice șansă de a mai lucra în România. Așa am făcut. Plângeam, mergeam cu mâinile bătătorite, am cules și măsline, deci nu mi-este rușine să zic. Am făcut absolut orice pentru a duce copiii pe o cale dreaptă și cred că am reușit să o fac până acum. Și chiar dacă sunt de aici, când am să ies, am să-i aduc înapoi. Ce s-a întâmplat cu tatăl lor? Ne-am despărțit. Din cauza acestui proces? Din cauza acestui proces. Pentru că era amenințat în momentul în când eram arestat preventiv că voi face 25 de ani, când voi mai ieși din închisoare. Bineînțeles, amenințat de anchetatorii care erau atunci, care de fapt nici în ziua de astăzi nu mai sunt la DNA prezent. Atunci era PNA. Aveți să-i reproșați ceva? Nu, doar lașitatea. În rest nimic. Știe unde sunteți? Da. A venit vreodată? Nu. Ați mai vorbit cu el de la... Nu, doar în ceea ce privesc copiii, atât. În rest, nu. De viețile noastre personale, nu. Dar nici nu aș vrea, pentru că un om slab, care nu este alături de tine în momentul în care ai nevoie,
Nu cred că poate să facă parte din persoanele dragi mie. Zi de zi, lună de lună, timp de mai bine de un an, a devenit o condamnată care s-a închis în amintirile și gândurile ei. Nu a contat absolut deloc adevărul ei, așa că a renunțat să-l mai strige. Pentru a o înțelege pe Monica, trebuie să vezi ce drum a parcurs până la închisoare. Cum vedeți viața acum? Ce vi se părea important înainte de închisoare în viață și ce e acum important? Acum important este libertatea, iar înainte erau copii, erau familia, erau important mai multe lucruri, dar nu le dădeam așa o mare importanță a problemelor când, de exemplu, un copil se îmbolnăvea sau că era mama, era tata, știți cum este. În afară vezi altfel lucrurile, dar acum pentru mine este mult mai important să ies, să fiu liberă și să fiu lângă ei. Cred că este dorința cea mai mare a fiecărui om de aici. Om normal, care nu vrea să se mai întoarcă niciodată. Când am spus, în cazuri când na, unde merge, merg, sparg un geam și se reîntorc. Credeți că vă va marca locul ăsta în vreun fel? M-a marcat deja. Își va pune amprenta, adică se va simți afară în momentul în care veți ieși, nu știu, domne, da, se vede că a fost acolo, că a petrecut. Nu, v-am spus, în afară, cuvântul închisoare se percepe altfel, mai ales cu pedepse economice. Pentru că ținem cont că este și Berlusconi și așa mai departe, sunt multe cazuri date acolo, Fabrizio Corona, sunt... Ei privesc altfel lucrurile, deci acolo nu cred că aș avea probleme cum aș avea aici. Încă la noi acest cuvânt închisoare mai trezește fior sub în spinare, dar aici nu. Dar nu voi rămâne aici. Voi pleca. Ce așteptări aveți? Să ies cât mai repede. E singura mea așteptare. Și cum a fost perioada aceea de detenție în care ați purtat zeghe? Nu știu, e diferență foarte mare între mentalitatea de atunci și cea de acum? Da, este. Atunci numai acea ținută eu m-am simțit umilită. Deci umilită, v-am spus, cum ați spus astăzi, de la o muncă de birou să ajungi să îmbraci acele haine care le vedeai doar în caricaturile nu știu cui, că e închisoare pe vremea aceea. Nu. Umilință, acel apel care se dădea dimineața și seara care se dădea cu spatele, controlul acela periodic al părului, nu cred că aș fi rezistat să fi continuat acea perioadă acum. Vă spun sincer, cred că aș fi recurs la alte... Pentru că ajungi să recurgi când nu mai poți sau când vezi atâta umilință. Aici ai noroc că uneori sunt persoane care te înțeleg, te apreciază, stau de vorbă cu tine și asta te ajută foarte mult. După cât timp v-ați împăcat cu acea umilință despre care vorbiți? Atunci? Spre norocul meu mi-au dat drumul repede, dar nu m-am împăcat, m-au urmărit chiar și acum, pentru că acum uneori le povestesc colegilor de cameră cum era în 2001, cele care nu au trecut prin acea perioadă și nu le vine a crede, că nu era televizor, nu, o jumătate de pâine, nici de cum că acum avem drepturile omului și suntem în Uniunea Europeană și trebuie, domnule, să-mi încălcați drepturile. Cam așa e, acum, atunci... Nu făceai așa ceva. Ce ar trebui să știe cei de afară despre închisoare? N-ar trebui să știe nimic. De fapt, n-ar trebui să ajungă aici ca să știe. Nu. E un loc în care nu cred că un om normal la cap și-ar dori să ajungă. Nu. E doar singurătatea în care ești, în care stai, ți se închid anumite opinii, ai anumite păreri, ai anumite, nu le poți vorbi, nu le poți spune, nu ai acces la toate informațiile, nu, ești ca un călugăr izolat într-o peșteră în munte, dar de fapt acel călugăr e liber. Că e liber să se roage, liber să
meargă prin pădure. Aici ești efectiv închis. V-am spus mai ales eu că sunt regim închis. Regim închis e foarte drastic. Foarte... Până și vizita nu o ai la masă, decât dacă îți faci o cerere, să-ți îmbrățișezi familia și aia să dă o dată la 3 luni, cu anumite condiții ca să le poți îndeplini. Nu, regimul închis este greu. Nu. Credeți că fetelor le-ar fi rușine cu dumneavoastră? Nu, nu cred că le-ar fi rușine, pentru că consider că am niște fete inteligente și ar percepe, stând de vorbă cu mine, ceea ce s-a întâmplat. Dar nu vreau să le abat din drumul lor deocamdată. Merg foarte bine pe școală, particip la olimpiade, merg la olimpiade pe țară, la matematică română. Nu vreau să le deviez drumul, pentru că tentațiile acum în ziua de astăzi sunt foarte mari, anturajele pot duce la alte probleme și nu vreau. Vreau să-mi termin pedeapsa doar eu. Ferească Dumnezeu, nu cu copiii alături, sub nicio formă. Caracterizați-mi și mie în 3 cuvinte justiția română. Nesigură, mincinoasă, deci nu am, nu vă pot spune cuvinte de laudă. Sunt 3 cuvinte care, nu, e sub orice critică, deocamdată la noi. Monica Daniela Vascan, o poveste ca multe altele din lumea condamnaților. Un destin, o altă lecție de viață. Închisoarea a învățat-o pe Monica să împartă lumea în rea sau bună. Zilele sunt albe sau negre. Momentele sunt liniștite sau pline de disperare. Stările de mijloc, de tranziție de la un capăt la altul, nu există în lumea celor încarcerați. Acolo, cu o răutate plină de compasiune, viața se împarte în învinși și învingători. Fie că ești de o parte sau de alta a limitei, faci parte din lumea fără de trăiri a închisorii. Cum v-ați caracterizat? Ce fel de om sunteți? Pe mine? Optimistă? Un pic mai sensibil acum, dar doar dacă mi se atacă familia, deci pe partea familială. Și încrezătoare că totul va fi bine până la sfârșit. Și că doar este un coșmar urât la această perioadă. De câte ori ați plâns de când sunteți încarcerat? Aici? Nu v-aș putea număra. Nu există număr. Numai dacă mă scoate domnul părinte la biserică, duminica eu gata, vin un frate. Dar e o rușine să plângi? Aici nu. Dar de fapt nici nu prea mă văd, nu prea mă vede nimeni, v-am spus, în regim închis. Merg, mă retrag în colțușorul meu și dacă e, îmi pun perna și plâng și mă descarc. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Da, să fie mai încrezători în ei și nu în ceilalți. Fii atenți la anturaj, pentru că anturajul și lăcomia asta pentru bani și pentru a face ceva trebuie lăsat un pic mai ușor, pentru că nimeni nu... Am furat. Din cauza că eram drogat. Am furat niște fiare de lângă un cimitir. Și m-au prins poliția și au crezut că ne-am furat din cimitir. Aveam 16 ani. Fugeam de acasă. De ce fugeai de acasă? Nu mă înțelegeam bine cu familia. Am crescut într-un centru de plasament. Și dacă am crescut într-un centru de plasament, neînvățându-mă cu familia, m-a luat familia acasă și plecam de la ei. Plecam la centrul de plasament. Fugeam tot timpul acolo. Le-am învățat să stau acolo. Dar de ce ai ajuns tot un centru de plasament?
Familia, mama mea s-a fost despărțită cu tata, s-au despărțit și așa au hotărât ca să mă deplasez la un centru de plasament, crezând că poate fi mai bine. Și ți-a fost mai bine? Mi-a fost mult mai bine, mi-a fost bine, dar de cât, când am ajuns acasă am simțit pentru că mi-este greu. Nu am fost obișnuiți cu ei și am obișnuit cu cei din cămin. Dacă știi dumneavoastră cât de greu mi-a venit atunci când am venit din plasament și am dus la fratele meu doritor să le iau în brațe, cât de greu mi-a venit atunci, a fugit de mine, fugea de mine. Și că cine ești tu? Și spuneam, sunt fratele tău. La urmă am tras pe mama deoparte și am zis, mamă, este vina ta. Mama plângea și am zis, mama, este vina ta. Nu-i vina nimănui, este vina ta. Pentru că n-ai știut să mă... Chiar în condițiile care erau, puteai să mă crești alături de fratele meu. Nu s-ar fi ajuns așa. Cum e să trăiești pe străzi? Cum e să trăiești pe străzi? Pentru unii oameni e foarte bine, pentru alții oameni este foarte greu. Adică, pentru cei care este foarte bine, ajung să fie dați afară din case și dorm pe străzi. Așa? Iar pentru unii oameni este foarte greu. Ajung să fie bătuți, bajocoriți, învață fel și fel de lucruri rele, așa cum le-am învățat și eu și îmi pare foarte rău și regret pentru lucrurile care le-am învățat.